Apropo de retragerea lui Tamaș, ne întoarcem la Gabi Safta să ne spună ce scrie presa din Israel despre Tamaș, despre retragere. Gabi, dacă ne auzi, ești în direct cu noi iarăși. Sigur, sigur vă aud, am reprimit legătura. Pentru a înțelege dimensiunea respectului pe care îl poartă străinii lui Gabi Tamaș, incredibil, presa din Israel, ziarul One, aproximativ în direct a anunțat de retragerea lui Gabi. Israelienii de la acest ziar online, One, au prezentat declarațiile românii pe care le-ai citit și tu, Cristi, nu le mai reamintesc pe toate, însă e remarcabil. Ei au scris totuși că de acum nu aveți ce scrie de mine, e foarte greu să spui la revedere la ceva la care ții foarte mult. Îi mulțumesc statului pentru că m-a dus la fotbal. Fizic mai jucam 5 ani, mental nu mai puteam și mai prezintă israelienii, chiar acum traduceam pentru că, vă rog să mă iertați, nu știu să citesc din evraică. De la dreapta la stânga. Da, aia da, dar dacă știi... Auzi, Gabi, ascultă-mă, până te lămurești apropo de tot ce mai e presa din Oan, scuză-mă, Alin, îl avem și pe Florin Manea în direct cu noi, te salut, Florin. Salut. Știai că se retrage Gabi? Nu, mi-ați dat voi veste acum. E, serios? Da, n-am știut, nu, eram pe drum, nu știam. Păi da. Ce impresar ești tu, Florine, te salut, Roverniță sunt. Salut, păi, păi ai pierdut un cotizant, cum nu știai? Nu, no, păi da, Gabi, nu mai, de mult nu mai suntem de cunoscut în România. N-avea niciun rost să-l mai impresariez, că îl știe toată lumea. Da, la impresaria când a fost în vogă. Când erau banii mulți. Când erau banii mulți, a? Da. Mă pare rău că totdeauna a fost un jucător special, Gabi. Chiar și la 40 de ani. Păi, cred că unul cel mai bun fundaș central care a avut România. Să știi că asta a spus-o. Asta a spus și în conferință că psihic nu mai putea să joace, fizic mai juca încă 5-6 ani fără probleme. Da. Spune-ne niște lucruri despre el. Exact. L-ai dus la o grămadă de echipe în Anglia, în Franța. Da, în Anglia, nu, în Franța. Eu l-am cu Gabi am început colaborarea când a ajuns el la West Brom. Deci cu mine a fost statornic. N-au fost multe echipe. A jucat 4 ani la West Brom, după care am fost un pic la Doncaster și după aia l-am dus la Watford. Asta a fost perioada când eu lucram cu Gabi. După aia s-a întors în România. Un băiat extraordinar, un fotbalist incredibil, un luptător, pur și simplu un fizic de invidiat. În Anglia și studiau, pentru că el are, cum să zic așa, un avantaj, nu-i crește pulsul niciodată la 200. Niciodată. Cât de obosit e, cât aleargă, mai mult de 180 nu face. Și Robert o să înțeleagă ce înseamnă asta. Deci pur și simplu era un fenomen. Păi și englezii, ne povestea și Florin Gardoș o poveste de la West Bromwich, când a făcut o gălăgie cât casa acolo, că nu era titular, dar era foarte, foarte respectat. Păi, țin minte că era Roy Hodgson, antrenor, și... Cine era? Hodgson. Și îmi zice, băi, mută-mă de aici, că dacă nu, o să joc titular la asta. Și mie nu vrea să cred. Și când a început campionatul, titular, Gabi. Și o să vă povestesc cu chestii mai fani. Era, mă sună Roy Hodgson, zice, frune, vreau să fii repede până în Anglia, că vreau să vorbesc cu tine ceva despre Gabi. Și bine, mă duc acolo în Anglia și îmi zice, băi, Sonia, nu mai vreau să pună mingea jos de iată cu pas. Păi eu vreau să dea minge lungă, vreau să fie mai englez. Zic, vrei să fie mai englez? Da, zic, mai dai niște pauze. Și îl transform eu. I-a mărit contractul, zic, Gabi e englez. Zice, dar nu mai vede nimeni. Deci da, discuția ta cu Roy Hodgson le-a mărit contractul lui Gabi atunci. Da, țin minte că la West Brom i-a mărit contractul de 4 ori într-un an. La cât ajunsese? Păi nu știu, de la ajunsese la vreo 30.000 pe săptămână. Lire sterline, nu? Sigur. Da, bine, și atunci erau alte prețuri. 30.000 atunci, ca și cum e vreo 60 acum. 35, 70, 140, ori 12, undeva la 1.500.000 câștigă atunci, nu? Păi nu e ori 12, în Anglia trebuie să faci ori 52, că 52 de săptămâni. Păi nu, am făcut 35 ori 4 să fac pe lună. Nu mai faci, nu mai treci, te duci direct în săptămâni, da.
te pierzi 4 săptămâni. Exact. Anglia este singura țară din lume unde te plătește lunar, dar îți calculează la săptămână. Deci 30 ori 52. Clar, 160. Aia. 160 acolo. 1,6. 1,6, da. 1,6. Mm-hmm. Și după aia am pas la 12. Am înțeles. Da. Oricum m-a interesat pe an, ca să văd cât lua. Da, undeva, 1600 de pounds. Da. Mm. La West Brom, care atunci era retrogradase, mi se pare, la Liga 2. Nu. Sau urma, nu mai știu. Gabi a fost la ei în Liga 2, jumătate de an a promovat cu ei și a stat numai în Premier League. Aha, au promovat din a doua. Cu opțiune, da. Împrumut cu opțiune de prelungire și l-au luat în iarnă, a jucat până în vară, după care l-au cumpărat de la Auxerre. La Doncaster și la Watford a fost în Liga 2, nu? Da. Doncaster a fost după episodul CFR Cluj, dacă te-aduce aminte. Mm-hmm. Am vorbit de el mai înainte, când a semnat miercuri, da, și a reziliat joi. Vineri. Am zis și noi, miercuri și a reziliat vineri, cu două zile înainte de etapă. Da, și am plecat la Doncaster, a jucat jumătate de an după care l-a luat Watford. După care a venit la Steaua. Da, scuză-mă, când s-a întâmplat atunci cu CFR Cluj și te-a sunat, cum ai reacționat? Gabi îl știu așa de bine cât n-a... Nu te-a surprins, știu că nu te-a surprins, dar cum ai reacționat? Nu m-a surprins. Asta este, mergem înainte. Dacă ești colaborezi cu un jucător, trebuie să-l aperi până la capăt. Orice ar fi, trebuie să fii lângă el. Și indiferent ce a făcut, Gabi n-a dezamăgit niciodată pe terenul de fotbal. Țin minte că în vara când au promovat și l-au cumpărat, am fost cu el la mare și eram bucuros eu că a promovat. Am stat în niște șprițuri de alea lungi, bine, eu mai sub puțin lungi, că nu făceam față la el. Și când a ajuns înapoi în cantoamen, mă sună Roberto Di Matteo. Zice, băi, Florine, se vede că Gabi profesionist s-a intrat în vacanță, nu? Eu mă stăm, mă ia la mișto ăsta. Și da, s-a intrat la mișto. Zice, Florine, e primul la toate alergările. Și îl sun pe Gabi, zice, ce faci, mă? Mă, doare un pic ficatul, dar n-are cum să mă treacă. Deci ăsta era, de fapt, fotbalistul Gabi Tamaș, că despre el vorbim. Da, un fotbalist senzațional. Ia, mai am o poveste cu el. Ne-am fost cu fratele meu la el în Anglia și le dădea un DVD înainte de mine să vadă atacanții ăia. Și zice, băi, nu putem ne uita la DVD-ul ăsta, băi, și noi o bere măcar. Și am luat de la Smith, nu o faci, mai e slab, 4%, dar ne-am întins până pe la 4 dimineața. Și zic, bă, Gabi, mâine ai mergi la 1. Da, bă, cu la 4, la 9, frez, s-a trezit, s-a dus la meci, jucătorul meciului. Au bătut 2-1 pe Fulham și n-a dormit aproape deloc. Dar, stâncă, Gabi, am zis. Stâncă. Stâncă. Mi-a zis tata, când era într-o la lotul de tine, avea degetul rupt la picior. Și ce, bă, Gabi, dai, bă, nea, că joc așa, mi-a ochiată cu număr mai mare, n-ai nicio problemă. Deci, ceva incredibil. Păcat, totuși, că eu zic că merita să joace mult mai sus la calitățile care le avea, dar știi cum e. În Anglia a fost iubit. A avut chiar și variantă Bayern München și Manchester United la un moment dat, nu? Da. Păi, îți spun cum a ajuns Goian la Glasgow Rangers. Glasgow Rangers s-au sunat la West Brom după Tamaș. Domnule, vrem pe Tamaș. Dan Ashworth, care acum e la Newcastle, era președinte la West Brom, mă sună, ce frâne, m-a sunat Glasgow Rangers pentru Tamaș, dar noi nu vrem să-l dăm. Și păi, mamă, nu l-am pe Goian, colegului de la Național. S-a uitat la el și a ajuns Goian la Glasgow Rangers. Deci Goian a ajuns la Rangers în locul lui Tamaș, de fapt. Da. Da, cu Manchester United și cu Bayern München, cum au fost discuțiile? Erau niște discuții, dar de aici până la ofertă și cu mine. Nu, discuții au fost. Da, au fost discuții. Hai, și acum am tot un sondaj central foarte bun și acum am discuții cu cluburi mari. Ei, las că o să te întreb și de Radu, stai liniștit. Da, păi au sunat după el, dar el era în Anglia atunci, era rege. Ții minte că odată era nervos, că nu mai fusese de mult acasă și lovea pe aia, pe la antrenamente și îl vede din Mateo Gabi, nu cu da, ei ți-am luat bilet, te duce acasă. Era marți, vineri, sâmbătă avea o meci. Te duce acasă și te întorci joi. Vineri, te antrenezi, sâmbătă joci.
nu-i venea să creadă lui Gabi. Cum mă las? Da, fă-te acasă, că te văd nervos. Lui a mers foarte bine în Anglia, pentru că în Anglia se pune preț pe, pe ce faci, se pune cum te antrenezi și se pune joci. Preț pe ce faci în teren, la antrenamente și la meciuri. Da, păi ții minte, era un ceh la ei, avea un rup de beat, a intrat în tocul de la ușă la antrenament. Dar dacă ești în zona verde și te antrenezi bine, n-a nimic. Unde? Când era Gabi la West Brom? Când era Gabi, era un atacant, un ceh. A venit, era rup de beat, a intrat să rupă tocul de la ușă. Și mă zicea, Dimateu, uite-te-mă la asta. Zic, da, se antrează. Eu ieșeam cu Dimateu, că era un loc în spate, că n-aveai voie să fumezi din bază. Și ieșeam acolo în spate să fumăm. Și fumătorii, i-am furat bricheta. Și mă sună, ce știam eu, românule, că fur tu ceva să fur dacă vii aici. Imaginea română. Da, ai furat bricheta. Da. Florine, Gabi a fost în top 3 fotbaliști cu care tu ai lucrat? Da, 100%, cred că a fost numărul 1. N-am vrut să te întreb dacă numărul 1, dar hai să zic top 3. Numărul 1, până în momentul de față numărul 1. Acum sper să devină Radu numărul 1, dar Gabi siguranță numărul 1. Dar dacă tot ne-ai spus de salariul Tamaș, tu cam câți bani ai luat de pe Tamaș? Bă, n-am luat așa mult, că nu erau vremurile, dar am păi luat. Nu erau vremurile, dar... Vreo 700 de mii am luat. Cam un jumătate de salariu al lui în Premier League. Bun. Bine, dar vorbim de 5 ani. Păi vorbim de doar o perioadă, că dacă ai fost cu el ani. Toată perioada... Da, luam, nu știu, vreo 200 de mii, 150 de mii pe an, 180 de mii pe an, cam așa. Bani buni. Bani buni.